Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 18 februarie 2021. Zi de bun augur, asociată cu schimburi în bine în multe domenii. Va fi mai ușor decât de obicei să renunți la ceea ce a devenit inutil, învechit și împiedică înaintarea. Mulți vor simți că sunt pregătiți nu numai să ia decizii importante, ci și să le întruchipeze la viață, chiar dacă va fi dificil. Merită să fii atent la dorințele tale, făcând nu numai ceea ce alții așteaptă de la tine. După amiază, supraîncărcarea trebuie evitată, deoarece poate provoca dureri de cap și deteriorarea bunăstării în general. Acum, să vedem cum va fi ziua pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în berbec. O zi bună pentru viața profesională. Prin urmare, totul va trebui făcut pentru a face lucrurile, pentru a solicita sprijin sau recomandări din locuri înalte și pentru a înființa proiecte la scară largă. Multe călătorii de succes. Pe scurt, acum va fi momentul să-ți construiești viitorul. Riscul poate da roade, dar numai dacă este bine calculat. Nu încerca să faci ceva care te poate costa sănătatea sau o sumă mare de bani. Acționează în sfera ta de competență și totul va ieși bine. Sfatul zilei de astăzi. Evită să faci zgomot în legătură cu lucruri care nu le pasă oamenilor. Taur și ascendent în Taur. Vei avea un program excesiv de încărcat și trebuie spus că nu vei fi deloc dispus să te privezi de distracțiile obișnuite sau de petrecerea timpului liber în ciuda activităților profesionale suplimentare pe care ți le impun circumstanțele. Acest lucru ar putea provoca unele ciocniri cu cei din jur. Dacă ai îndoieli, ai nevoie de ajutorul unei persoane raționale și nu ai încredere în toată lumea. Doar oamenii pe care îi cunoști urmează logica și analizează întotdeauna cu atenție situația. Sfatul zilei de astăzi. Viața este imprevizibilă, dar asta nu înseamnă că nu te poți pregăti bine pentru ea. Gemeni și ascendenți în gemeni. Vei fi complet imun la frământări sau schimbări în viața ta de căsătorie. Starea de bine și seninătatea vor fi în program. Datorită influenței euforice a planetei Neptun, spiritul tău critic va fi neutralizat și vei căuta mai mult să subliniezi calitățile partenerului tău decât să-l învinovățești pentru defectele sale. Dacă ești singur, este departe de a te răsfăța cu singurătatea. Vei duce o viață socială foarte activă și, datorită sprijinului lui Mercur, vei avea ocazia să faci întâlniri promițătoare. Nu te limita, ai oportunități excelente astăzi, așa că nici să nu te gândești să pierzi timpul cu fleacuri. Deși divertismentul poate părea tentant, nu te va apropia de visele tale. Reține acest lucru ori de câte ori iei decizii. Sfatul zilei de astăzi. Dacă dorești satisfacție, trebuie să acționezi. Deci, acționează și continuă să avansezi. Rac și ascendent în rac. Fiecare situație este diferită și vei întâmpina dificultăți serioase față în față. Cu toate acestea, trebuie să profiți de ocazie și să demonstrezi tuturor că ești o persoană de care trebuie să se țină cont. Poate fi util pentru a practica meditația, îți va calma nervii și vei acționa mai decisiv. Pentru a te proteja împotriva plictiselii, acordă mai multă importanță prietenilor și relațiilor tale, creând un cerc mic, real în jurul tău, al căruia fiecare membru are unul dintre interesele tale multiple în comun, vei putea astfel să devii punctul de raliu al oamenilor foarte diferiți unul de celălalt, dar care se vor cunoaște prin intermediul tău. Sfatul zilei de astăzi. Amintește-ți că fiecare persoană are propria cale. Nu obliga pe nimeni să meargă pe drumul tău. Leu și ascendent în leu.
Ai grijă să nu îți depășești bugetul astăzi dacă venitul tău este modest, altfel vei avea dificultăți în a-ți recâștiga echilibrul după aceea. Dacă ai însă un capital mic, fii atent și nu lua decizii riscante cu privire la o investiție, deoarece climatul zilei este instabil și e mai bine să nu riști. Cheia fericirii este să îți permiți să obții satisfacție din orice situație. În loc să fugi de propria viață, profită de momente individuale pentru a profita la maxim de ele. Merită să îți amintești că munca prestată aduce beneficii tuturor, nu doar unei singure persoane. Sfatul zilei de astăzi: cine se admiră prea mult, încetează să mai acorde atenție altor persoane. Fecioară și ascendentă fecioară, oamenii nu îți vor acorda atenție astăzi, ceea ce te poate face să te simți ca și cum totul se întâmplă fără participarea ta. Pe de o parte, pare trist, dar pe de altă parte, câștigi mai multă libertate și timp pentru a învăța, așa că folosește-l. Ai grijă să nu faci tranzacții financiare mari astăzi. Acest aspect al lui Saturn te va împiedica să ai idei clare și te va face să comiți erori grave de judecată. Sfatul zilei de astăzi: nu încerca să domini oamenii, fă-i să vrea să te urmeze ei înșiși. Balanță și ascendent în balanță. Deși ești viața petrecerii și îți place să fii lângă prieteni, astăzi te vei concentra probabil pe relația ta cu o singură persoană. Vei dori acum pace și liniște, care nu poate fi realizată decât singură, cu cineva drag. Interesant este că nu este neapărat vorba despre romantism. Poate că este vorba de relații profesionale sau de prietenie. Ești pe punctul de a intra într-o perioadă favorabilă financiar. Pluto îți va oferi sprijinul său, protejându-ți investițiile și ajutându-te să îți îmbunătățești veniturile. Sfatul zilei de astăzi: nu-ți petrece tot timpul plângându-te. Un om care este fericit cu soarta sa nu va cunoaște ruina. Scorpion și ascendent în Scorpion. Astăzi vei căuta oportunități bune pe planul material, clima planetară fiind complet favorabilă pentru tine, și vei putea câștiga mulți bani. De asemenea, vei avea ocazia să obții undă verde pentru un proiect ambițios care îți va îndeplini toate dorințele. Va fi vorba de a profita de aceste circumstanțe de bun augur cât mai repede posibil. Un prieten sau o persoană dragă poate părea un pic îndepărtat astăzi, făcându-te să te întrebi de ce s-a dezvoltat un decalaj emoțional între voi. Dar confruntarea directă este oare o strategie bună acum? Gândește-te bine înainte de a-ți împărtăși îndoielile. Sfatul zilei de astăzi: nu îți pierde timpul prețios în discuții inactive. Săgetător și ascendent în Săgetător. Climă familială impregnată de seninătate și căldură. Te vei simți fericit printre proprii tăi oameni. Acesta va fi momentul pentru a-ți face interiorul mai confortabil și mai primitor. Vei avea șanse mari să te îmbogățești, deoarece îndrăzneala ta va da roade. Banii vor veni cu ușurință și nu trebuie să-ți faci griji cu privire la o scădere gravă a fluxului de numerar obișnuit. Sfatul zilei de astăzi: atenție la tendința de a te amăgi. Capricorn și ascendent în Capricorn. Este posibil să întâmpini unele probleme cu subtilitățile dinamicii interpersonale la locul de muncă. Trebuie să ai o minte deschisă pentru a putea participa activ la activitățile curente. Sub controlul planetei Pluto, vei avea un dor teribil de a câștiga mulți bani și cât mai repede. Cu toate acestea, dispoziția astrală generală nu e propice pentru un noroc pur, așa că ai grijă. În loc să îți riști modestele economii la jocuri de noroc, este mai bine să le depui la o bancă de economii sau să le investești în alt mod. Sfatul zilei de astăzi:
depășește-ți capriciile și atinge echilibrul interior și vei cunoaște adevărata fericire. Vărsător și ascendent în vărsător. Stima de sine poate scădea astăzi la un nivel neobișnuit de scăzut atunci când cineva își dă cu părerea despre ceea ce faci. Nu vrei să auzi despre greșelile tale. Acest lucru se datorează faptului că nu știi cum să reacționezi în acest moment. Amintește-ți totuși că închiderea acestui tip de informații se poate dovedi a fi o greșeală. Vei dori să stai departe de adunările sociale și de zgomotul urban. Dacă nu te poți bucura de beneficiile campaniei, răsfață-te cu activitate intelectuală sau cu colecțiile tale. Sfatul zilei de astăzi. Uneori este bine să acționezi fără un plan și să te bucuri doar de călătoria prin viață. Pești și ascendenți în pești. Vei avea o zi fructuoasă și creativă. Acum va fi momentul să treci la câteva proiecte foarte personale și să dai frâu liber imaginației tale. Urmează-ți intuiția și ignoră sfaturile pe care ți le vor da astăzi cei din jur. Deși modul tău de a gândi nu este foarte practic astăzi, oamenii vor să fie în preajma ta pentru că îi inspiri atât de mult cu poveștile tale. Ai darul de a elibera oamenii de stresul zilnic. Sfatul zilei de astăzi. Nu lăsa oamenii răi să te descurajeze.